Simona, no? Nu, am mai știut cu Simona în trecut și am făcut meciuri frumoase împreună, chiar dacă nu am apucat să ne întâlnim aproape deloc împreună. Vă dați seama dacă am, chiar am pregătit această olimpiadă împreună cu obiectivul de a câștiga o medalie de aur în proba de mix. Cred că am fi foarte puternici împreună. Da? Să începem să lucrăm și la asta când va veni momentul. Important să ne ocupăm de primii pași, să fim sănătoși, să ne vedem de turneele noastre ca să ne calificăm în primul rând la olimpiade și după aia cu siguranță vom fi într-o formă bună ca să facem, să ne atingem un potențial înalt. Da, e poziție frumoasă. Da, dar am jucat cu Irina în 2016. Mi-aduc și acum aminte de acel sfert de finală pe care l-am pierdut. După ce am pierdut finala de dublu, imediat am intrat pe teren la o oră diferență. Țin minte că era 12 noaptea și jucam. Eram stors de fizic, dureri musculare, dar adrenalina și dorința de a câștiga o medalie mă făcea să trag de mine cât mai mult. Am pierdut acel meci. Dar am fost aproape. Am fost la un meci de a ne bate pentru o medalie și cred că putem mai mult. Mi-ar plăcea să fac asta cu Simona, să avem această șansă și să ne pregătim bine și să ne luptăm pentru o medalie. Pentru noi, pentru prietenia noastră, pentru istoria ultimilor ani, ar fi frumos să avem o astfel de amintire în viața noastră. Cred că a ajutat cu siguranță. Deci, cel mai important ca toată echipa de tenis, toată echipa olimpică de tenis să creadă că poate obține o medalie, pentru că nici noi nu eram favoriți pe hârtie să câștigăm o medalie, dar am crezut în noi, ne-am antrenat foarte bine, am visat la asta luni de zile și am reușit să obținem. Și îmi doresc ca din experiența din 2016 să ia acest model și să creadă că toată lumea poate obține o medalie. Asta e cel mai important. Și mă bucur că suntem într-un număr mare aici și că avem șansa cât mai mulți dintre noi să ne calificăm și când ai o echipă mai mare și care crede în ea, ai multe șanse să câștigi o medalie. Da, trebuie să visăm mare. Trebuie să credem în șansele noastre. Până la capăt, medalii mari de aur, trebuie să le visăm, trebuie să ne gândim la ele. Asta este frumos în această experiență olimpică, pentru că nu contează doar acea săptămână în care joci olimpiada și joci pentru medalii, contează tot acest drum pe care îl parcurgi în următorii 2 ani, în care visezi la acea medalie, începi să crezi în tine că poți câștiga. Un drum frumos care te ajută nu să crești în carieră, dar și ca om. Am avut multe generații de aur. Este o generație frumoasă, rezultate extraordinare, poate ireale, dar siguranță putem în continuare să avem rezultate și de ce nu să facem să fie aceasta cea mai bună generație pe care a avut-o România în tenis, dar din nou au fost generația cu Ilena Stasi, Ion Siriac, Andrei Pavel, Irina Stâlia, au fost o grămadă de jucători valoroși în România și ne bucurăm că noi împreună trăim acest moment pentru că, cum ați văzut, suntem foarte apropiați de vârstă, am crescut împreună din competiția de copii, juniorat, l-am făcut împreună, știm prin ce greutăți am trecut și cred că asta ne-a făcut să fim foarte uniți și să ne motivăm unii pe ceilalți. Merge. Nu credeam la ce rezultate am avut, dar mă scur că în sfârșit mă vine și mie timp. Sper să mă calific. Mă dorim să ne amenea să particip la rezultate, mai ales am văzut emoțiile ce am avut în la meciul de Oriașul Florin în 2016, mai ales la finale. Am
fiecare punct, dar la sfârșit făcând am dat-o acest dar vreau foarte mult pentru ei și nu vreau să ne așa la următoare, vreau să mă vedeți cum ar fi live, vreau să trăiesc și eu. Mai bun decât celălalt înainte, dar tot nu s-a ridicat la cerințele mele, să zic așa, și anul viitor sper să am un an și mă bun și să avem un interviu așa la sfârșit de an și să fiu mulțumit. O să am un turnat pe câștigat, vreau să le trebuie 50 de rămâne acolo și să care vor să ne ia pe noi, rămășiță, să zicem așa. Am orice de vorit să dorm de să mă calific, că este ce mă puteam și după aceea să vedem care va fi și care va fi bătălia e mare pentru că doar și între mine și Floyd. Sărbători fericite în primul rând și să încercăm cu toții să fim mai buni. Ai unde să-ți facem sărbători? O să fiu acasă. O să fiu acasă până după Crăciun, când voi pleca în Australia, pentru că deja pe 1 ianuarie o să am primul turneu, primul meci din primul turneu al anului la Brisbane. Mulțumesc, mulțumesc. A fost o experiență unică și îmi doresc să fiu sănătoasă și bineînțeles să fac parte din lot. Ținând cont că suntem de multe fete, va fi o luptă grea pentru calificare. Da, toată lumea vorbește de dublu mixt, să nu uităm și de dublu. Avem posibilitatea să jucăm și la dublu, atât cu Moni, cât și cu Miki și Raluca și cu Simona. Bineînțeles, sunt atât de multe variante, dar cred că decizia finală se va lua atunci când se va ști echipa 100%. Sigur, am început o colaborare cu domnul Marcu și cu Victor Grivoi. Mă bucur că am luat această decizie și ei vor face parte din echipa mea. Sper ca anul 2019 să fie unul și mai bun și împreună să avem rezultate cât mai bune. Știu că era atât de greu să mă gândesc la dânsul, ținând cont că ne știm de foarte mult timp. Dânsul mă cunoaște pe mine de când eram mică și de fiecare dată atunci când ne întâlneam, fie la federație, fie la Fed Cup, mai îmi dădea că tot sfat și, bineînțeles, dânsul a fost o opțiune foarte bună și mă bucur că a acceptat să facă parte din echipa mea. Victor, sper că vor aduce o schimbare în concepția ta de tactică pe teren, în jocul tău, în ceea ce vei face. Sigur, lucrăm foarte mult la partea tehnică și sunt convinsă că va fi un an 2019 mult mai bun. Deja mă simt foarte bine, am 2 săptămâni de când mă antrenez și da, eu sunt foarte încrezătoare. Îmi doresc să intru în primele 20, dacă vorbim de clasament, însă îmi doresc să fiu sănătoasă și să mă bucur cât mai mult de
sigur, vă urez un călduros... O luăm de la capăt. Vă urez sărbători fericite, un an cât mai bun și nouul an să vă găsesc cu sănătate și cu cât mai multe împliniri. Tu cum îți vei petrece sărbători? Eu, din păcate, le voi petrece în avion. Pe 25 voi pleca la turnee, așa că atât Crăciunul cât și Revelionul voi face în China. Și cum sunt sărbătorile petrecute în familie și cât de important este să le petrecem iată alături de cei dragi, indiferent că acasă sau în China? Sigur, mi-aș fi dorit și eu din suflet să fiu în acest alături de familia mea, însă voi avea doar câteva ore la dispoziție. Este un sentiment extraordinar, ținând cont că noi suntem atât de mult plecați, nici Paștele nu apucăm să-l facem. În general, sărbătorile suntem plecați, așa că mi-aș fi dorit din suflet să fiu de Crăciun alături de ei, însă sper anul viitor. Mulțumesc! Un mesaj de sărbători pentru oameni și pentru telespectatori. În primul rând, vreau să spun că sunt, clar, sunt mândră să fiu româncă și toți românii îmi sunt dragi peste tot pe unde merg prin afară. Suportul lor este super necesar pentru toate și vreau să mulțumesc pe calea asta. Este un an important pentru noi, am plinit 100 de ani de la Unire, ce face și mai special. Și vă spun sincer că suntem tari, suntem frumoși, suntem deștepți, suntem buni, așa că să păstrăm toate aceste valori și să mergem mai departe cu ele. Urez un Crăciun fericit, un an nou și mai bun decât acesta care a fost și să fim uniți. Tu ce dorești de la noi? Îmi doresc sănătate, clar, în primul rând, și aș vrea ca anul viitor să reușesc să intru în prima sută, ca să fie clar mai ușor, să joc mai multe turnee VTA și de acolo ușor să îmbunătățesc fața mea. Sărbătorile acasă sau în jurul? Deocamdată acasă, pentru că m-am operat acum 10 zile. Și atunci o să stau acasă, nu cred că voi juca în Australia. Plănuiesc undeva în februarie să încep turneul. Mulțumesc tare mult și să vă mulțumesc!